Alexia, ia ăla. Haide, hai, hai, Alexia, hai, vino. Joacă. Vino. Eram pe competiție din nou. Oh. Fugi. Hai că nu-i departe. Eu cu Laura știam unde este această locație, că am întrebat oamenii înainte și știam că este la 10 minute în acest sens și am zis că o să fie o cursă, primul care ajunge la steag. Este mai important. Este altă echipă. Piața Manuel Belgrano, ne puteți evada, este mai importante. Este altă echipă. Este un concurs. Nu mai sunt în spate. De ce? E o mașină. Vamos, vamos, por favor. Și a zis ok. Fetele erau foarte mult în față, pentru că până să oprim așa, până să-l convinge, le-a luat-o în față. Piața Belgrano! Rapido! Piața Belgrano! Muy rapido! Fugi, fugi, că e aproape, e la 3 minute de alergat! Laura, fugi, că e aproape! E la 3 minute! Tenemos que ser al frente de, los, de las chicas que, que corren. Sí, vámonos! Vamos, pasarlo, pasarlo! Pasarla! O la mașină? Nu știu. Cred că da, hai! Mașină. Nu că au trecut așa cu mașina pe lângă noi, au trecut cu viteză înaintea noastră. Renunțăm? Nu, dar n-are sens. Are sens, că abia acum se dau jos. Da. Am început să alerg din nou, dar mi-am dat seama, băi, au trecut cu mașina în fața noastră. Adică oricât de tare am alergat în momentul ăsta, nici nu mai contează, că nu avem cum să recuperăm. Au ajuns înainte. Mereu are sens, Ziana, nu te opri, te rog eu. Ce? Nu te opri! Ai, ai, ai! Aici! Aici! Stop! Para! Mă dau greu jos din mașină, eu le vedeam pe fete de departe. Și atingem steagul înaintea lor. Și 3, 2, 1 și... N-aveam șanse cu mașina. Dragilor, vă place ce galerie avem aici? Messi! Deci că eram la final, nu știu, am câștigat marele premiu, era un sentiment foarte frumos, că toată lumea ne aplaudă. Hai și la fete! N-am luat o mașină repede. Amezion! Hai! Hai! Se vedeau că erau așa destul de dezamăgite, triste. Aș vrea să câștige și ele cu noi, adică să atingă steagul în același timp. Au ajuns cu 5 secunde înainte, era efectiv. Dar e ok, adică sunt prietenii noștri, ne bucurăm. Dacă era să câștige cineva, ne bucurăm că ei. De asta l-am ales pe el ca și partenerul meu în America Express, pentru că știu că doar cu el aș fi reușit să ajung până aici. Iar noi acum ne luăm la revedere pentru scurt timp și ne reîntâlnim un pic mai târziu. Bine? Da. Adios! 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 Gracias! 2, 3 și hop! În același timp perfect. Hai. Și acum? Și acum așteptăm să vină. Noi nu prea suntem obișnuite să așteptăm după bărbați, dar iată că trebuie să facem și pe asta în această eu ieșire. Sunt obișnuită, că l-am așteptat pe soțul un an, adică e ok, un an s-a tot pierdut, s-a pierdut în peisaj, dar și-a revenit. Că vine o mașină. Mașină? Poate ne ia în kiloți? Nu cred. Eu m-am schimbat de pantaloni lungi în aia mijlocul străzii. Și l-am dat, Vlad, îmi zice, vine o mașină. Dacă oprește, am venit. Ok. Mergeam așa. Un chiloț. Da, asta e. Gata. Da. Nu contează. Contează să ne ia. Ce-ar fi fost să oprească? Da. Și l-am văzut pe domnul că se dezbracă. A crezut că e disponibil. Vlad o să vină primul, Maica o să vină ultimul. Dar de ce ești așa de sigură? Pentru că Vlad era înaintea lui Maica. Pentru că dacă era Maica aici, era aici. Ceea ce nu este. Cariño, por favor, ven aquí. Mire, ugi, gugi, gugi. Ce dracu facem? Că nu putem să o prindem pe lama numărul 3. Este lama efectiv... Lama numărul 3 este o fițoasă și o arogantă. Da. Nici fân nu vrea. Toate s-au strâns. Bă, dar tu ești cea mai fițoasă dintre toate. Iau-te-le pe astea cum vin. Și mănâncă. No. Eu cred că l-am dat să mănânce înainte. Fraierilor, plecați de aici, că nu vă dau nimic și cred că vă și scui. Stai. O las-o încet, că se poate răni.
Am făcut cum am făcut, am prins-o cumva într-un colț. Asta a fost, hai. Am strâns toate trei, haide să vedem. Și am zis, bă, asta a fost, că le-am alergat ceva pe acolo. Sarcina voastră este să plantați un fruct extrem de apreciat aici, tuna. Judecătorul să vă arate cum. Nu s-a încheiat situația, haideți, să fraierul, să plantați tuna. Tuna? Tuna. Ton? Muy bien. 30. Muy bien. 30 palmas. Muy bien. 30. Hai, boss, eu fac ăsta. Fac mai gropile toate, eu am băgat mâna în grășământ, am dat peste tot. Nu, pune doar câte o mână. În fie, că așa dacă pui peste tot... Mai așezat cactul și direct în linie, eu i-am băgat cu lopata... Și, și țepi tot în linie. Dar din ce drept, am terminat extrem de repede. 6 ore mai târziu, Lulea și Giulea încă și așteaptă bărbații, n-a ajuns niciunul. Face stânga. Ia. Hola, senior. Cred că am stat o oră și jumătate. Dacă nu mai bine, da. Cam așa, o oră și jumătate. În soare. În pustietate, în mijlocul deci, deci nu era un om. Bă, să zic, să văd și eu un om. Vai de cap, bă. Îți dai seama, mă? Am făcut vreo un sfert de oră, 20 de minute până în oraș. Ne-a dus într-o piață. Noi spusesem unde piața, se ducă piața, unde se ducă autonomia. Grazie, senior, un buen dia. Muchas gracias, senior. Tu sei muy amable. Am văzut steagul, am bătut, am văzut-o pe Irina. Ne-au aplaudat niște copii. După așa o zi, așa o primire? Da, mai rar. A trecut-o. Dragilor, primirea este într-adevăr grandioasă, dar nu este încă corectă. Pentru că micuții nu știu, dar voi nu trebuie să ajungeți așa la mine. N-ați fost atenți. Băi, ai citit greșit, băi, Vlad, băi! Ai citit fugiți? Greșit, băi, Vlad! Așa mamă, că... s-a enervat o mică, doamne, și pe bună dreptate s-a enervat. Păi am zis, mă, autonomia! Am mai zis autonomia! Pe piață, păi asta e plața Manuel Belgrano. Ne-a adus aici, altă piață. El a crezut că i-am zis eu greșit, dar de fapt eu i-am zis bine, el mi-a zis greșit. Haide. Și ne-a adus aici, probabil că e foarte aproape. Senior, unde-s la plața de la autonomia? Dacă sunt 20 de metri, precis sunt 2 km. 2 km, da. Sau 50 de metri, hai, vino cu a. Hai, gata, acum nu mai, stai cu minte. Unde mai fugi? Haide! Am făcut tot orașul să mă... Mama, dacă te mint. Nașu, ești ok? N-am mai mers de mult pe jos. Nu mă, Argentina asta, dar nu e de umbla prin ea. În sfârșit, un pic de entuziasm. O veste foarte bună, excelentă. O zi pe drumul soarelui în Argentina se apropie de final. O zi în care echipele se vor întoarce la forma inițială. Câțiva și-au reîntâlnit deja perechea. Alții încă mai poartă la șosea discuții nepereche. Noi încărunțite, leșinate de soare, de foame. Legenda spune că după 3 ore încă ne așteptăm bărbații. La plața de la autonomia. Quanto un minuto? Cinco. Cinco? Avem și șarfe. Haide să... Acum, haide să mergem să ne reunim cu echipele noastre, că și așa au stat săraci. Dacă mai vrea cineva să se mai reunească. Hola, Mike. Hola. Que pasa, chico? Mamă, Vlad, am făcut tot orașul să mă... dacă te mint. Ce să trebuie facem? Să întrebăm mai atent, în sensul că... Câte minute sunt până acolo? A zis 5 minute, 20 de metri. Mașina. Săracul Romica abia mai mergea, eu mai mergeam mai repede, dar el nu mai putea, că dau obuse. Mamă, mamă, și pantă, cu topele alea, și bată. Doamne, doamne. Uite steagul! Uite steagul! Haide! Te loghezi oricum, că ești pe 3. Și pe ce să... Nu, hai, nu dai de unde să știi. Păi... Mai repede puțin! Ce merge așa încet? El ca el, dar și Romica din spate transfig. Da, mai rău. Nu am văzut niciodată halul ăsta pe Romica. Doamne, niciodată. Mai rău. Nașu, ești ok? Ești bine, Săracul Nașu? Săracul cât am tras azi. E rău? Fai. Ați tras rău, nu? La nou ne zici? Scuze-mă. N-am găsit mașini, n-am găsit.
Băi, m-am bucurat să o văd acolo. Ea a spus că ajunsese de ceva timp, de vreo oră. Și mi-a zis, băi, puteai să mă aștepti mai mult la cât de greu ne-a fost nouă astăzi. A fost amuzant. Da, am râs. Mult. Ne-am distrat. Da, am muncit pe brânci. Și ne-am descoperit cumva altfel decât... De când am venit în competiție, cumva știam că Giulia este un om ok și că putem... Sentimentul este reciproc. Putem avea chestii în comun, știi? Adică exact. Nu, înainte să vin, nu. Deci splitul ăsta a adus un lucru foarte bun. Dar acum a confirmat. Bun. Da, da, da. Vă mică. Haide! Hai. Băi, deci pentru noi zilele astea două, din punctul nostru de vedere din al punct prietenii, și din punctul meu super... De vedere. Deci nu există. Deci ne-am descurcat și am lucrat foarte bine împreună și cu draga, da, și ne-am înțeles. Ne-am înțeles bine. Perfect. Super. Îi mulțumesc lui Vlad și eu că a fost bombă și ne-am mișcat extraordinar. Prietenia noastră continuă. Normal. America Express continuă. Să vină și băiatul meu. Mulțumesc, Vlad. Te pup, Vladone. Bă, îngrozitor cu transportul. Da, nu, rău de tot. Și noi am pățit la fel. Și noi am fost totuși două femei. A fost mai... Și tot a fost greu. Când am ajuns la Irina, Irina nu ne-a așteptat singură, ne-a așteptat cu o școală întreagă. Bine ați venit, dragii mei! Mă bucur să vă văd din nou împreună! Vlad, sper că de data asta ai înțeles. Da, nu, ne-a dus șoferul greșit. Asta este primirea corectă. Da, asta e primirea corectă. Nu contează, pupă-mă! Suntem aici. Cum e să fiți din A fost o primire extraordinar de frumoasă și care ne-a încărcat cu foarte multă energie bună și aveam nevoie. Gracias! Gracias! Mamă, ce bine că n-am mai mers de mult pe jos. Frumoasă Argentina asta, dar nu e de umblat prin ea. Nu, e de văzut de acasă. De văzut. Hai, băiatul lui tata, unde umbli? Mama, au adormit. Uite-n soare! Când m-am întâlnit cu tata, era și el distrus. Unde ți vă sunt obele? No. Ba da. No. Ba da. Îngrozitor. Ba da. 3 ore am stat de la mașină. După ce ați plecat voi, de acolo 3 ore am stat, nu ne-a luat nimeni. Îmi cer scuze. Te rog. Uite, iubire, că eu de-abia așteptam să te văd. Da, și mie a fost dor de tine, dar puteai să te grăbești puțin. Am încercat să fac tot ce e posibil. Sincer, și Cătălin cred că a avut o zi așa dificilă. Acum, ia-ți ghiozdanelul. Toba, piața e acolo. Lasă, iubitule, că oricum, eu zic să lăsăm pe nașul în față, că oricum suntem în același timp. Haide, lăsăm pe nașul în față, hai să nu ne grăbim așa rău acum, că ce, competiția asta nu e tot în viață, lasă. Cred că a fost cea mai proastă zi a mea de când am venit la America Express. Nu proastă, îngrozitoare. Nu pot să vă mint că nu contează ordinea în care ați ajuns la mine. Okay. A, contează, da, știm. Da. Ea este importantă. Nu în ideea de imunitate. Asta voi știți deja. Nu eram supărat pentru că ajunsesem pe locul 4. E o chestie așa că ceilalți cum au prins? Au prins pentru că toate echipele, în majoritate, au fost formate din femei. Îmbrăcate sexy, problema se pune altfel. Ce facem de mâine încolo? Pentru că lucrurile sunt grave la doi bărbați. Și noi suntem singurii care suntem numai doi bărbați. America Express le știe pe toate, frate. Că dacă era simplu, începeam cu terminam cu Ecuador. N-am nicio imunitate de dat, dar am un hotel. Asta, da? Hotel, da. Hotel. Și o masă, evident. Doamnește! Dar având în vedere că este foarte târziu, cred că perechea respectivă va folosi hotelul mâine seara. Pentru că astă seară o să aveți cazări din partea mea cu toți. În sfârșit, un pic de entuziasm. Deci cu asta v-am mișcat. Da. Da. O veste foarte bună, excelentă. Comer, beber, cerveza e dormir. Prima echipă care s-a reunit și a ajuns la mine, frații Brothers. Are și Alexia, felicitări. Mulțumim.
chiar a fost super. Asta înseamnă că și eu și Alex am tras foarte tare și am reușit să ne unim. Asta arată puterea ambelor părți din echipă și chiar sunt mândru de Alexia că a ajuns fix după mine și că am reușit să câștigăm. După primele două echipe, au ajuns la mine Giulia și Vlad. A treia echipă, surpriză, noi. Apoi Romica și Cătălin și Iulia și Mike. Este! Bravo! Suntem în ultimele etape, am ajuns în Argentina, suntem pe drumul soarelui spre Buenos Aires și ne așteaptă finala. Da! Dacă nici aici n-avem soare... Gândiți-vă că cei care vor trece de această etapă vor intra în etapa semifinală de la America Express. Va trebui să avem o altă abordare și să schimbăm un pic tactica. O să vedem ce o să scoatem și ce o să băgăm în plus. Pentru încă două etape și jumătate, America Express continuă!